Bun, știi ce s-a zvonit? S-a vorbit multă vreme până când tu ai limpezit lucrurile, că te-am pușcat. Nu le-am reușit nici acum să le limpezesc. Toată lumea, măcar în epoca, a crezut, s-a zvonit că te-am pușcat Nicu Ceaușescu. De ce te-ar fi împușcat Nicu Ceaușescu? Pentru Mercedes-ul primit de la regele Spaniei. Așa erau zvonurile, așa, că după acea finală, regele Spaniei deci m-ar fi... Deci nici nu te-am pușcat Nicu, dar nici Mercedes-ul n-a venit, nu? De 34 de ani îl aștept la Ovidiu și n-a venit nici acum. Dar asta, zvonul ăsta că ai fi primit un Mercedes de la regele Spanii, de unde până? Juan Carlos, cine era rege? Da. Juan Carlos, așa. Nu știu, atunci erau multe bancuri și... Na, era perioada în care cu toții o duceau greu și atunci se punea totul pe seama familiei Ceaușescu. Da. Și atunci Nicu, care era mai în vogă, Valentin era lângă noi acolo la echipă, deci el practic nu avea nevoie de... Da, și Nicu era mai playboy, așa. Așa, și atunci mai... s-a pus pe seama asta. Eu am dezmințit-o pentru că nu l-am cunoscut niciodată pe Nicu Ceaușescu, n-am schimbat nici măcar două cuvinte cu el vreodată. Dar lumea a rămas cu impresia că n-am curaj să spun. Da, da. A venit Revoluția, n-am mai avut curaj nici după Revoluție să spun și... Bine, am dezmințit. A fost multă lume care te-a întrebat, nu? E adevărat? Cum s-a întâmplat? La Vânătoare erai. Și acum mai întreabă. Și acum te mai... Da, hai, domnule, că de fapt nu vrei să spui. Nu, dar eram de multe ori la anturajul unor prieteni și hai, povestește-ne. Și le povesteam cu lux de amănunte cum s-a întâmplat la Semla, cum au dus cu avionul. Și m-au lăsat să vorbesc o oră acolo și după aia zice, totuși, câte alice ai avut? Da, da.